La ora actuală, nici măcar 10% din numărul total de carduri distribuite în Gorj nu au fost activate. În ultimele zile, gorjenii au început să meargă la medicul de familie pentru a-și activa cardurile, dar sunt și cazuri când Casa de Asigurări de Sănătate încă le distribuie titularilor. S-a început activarea lor, la început un pic mai încet. În ultima perioadă au început să accelereze aceste activări. S-a ajuns undeva la peste 16.000. Sperăm că atunci când nu se va mai putea beneficia de servicii medicale decât cu cardul, marea majoritate a gorjenilor să le aibă deja activat. Există gorjenii cărora nu le-a fost deja distribuit acest card? Sunt în jur de 10.000 de carduri care sunt la sediu casei județene. De săptămâna trecută a început distribuția, sunt 800 care s-au ridicat într-o săptămână. Activarea cardului personal se face pe baza unui cod PIN care trebuie ales de beneficiar. De acum încolo, toate serviciile medicale se vor deconta și aplica prin intermediul documentului. Deși gratuit la prima distribuire, cardul va produce pagube în momentul în care beneficiarul l-a pierdut. Prima emitere de card este gratuită, este suportată din buget, dar cei care îl vor pierde, cardul de sănătate, sau îl vor distruge, vorbim de costuri suplimentare, în jur de 10 euro până în 50 de lei va fi următoarea emitere cu distribuție cu tot. Dacă la 1 februarie vor mai exista medici care nu au cititoare de carduri, inspectorii CAS anunță amenzi. Totodată, pacienții care nu au intrat în posesia documentului până la această dată vor beneficia de servicii medicale prin intermediul unei adeverințe.